Moartea cade din munți, bolovan cu bolovan, la peștera Polovrat și nimeni nu pare să facă nimic. Deși autoritățile ar fi pus deja mâna pe raportul experților în ceea ce privește peretele periculos, iar rezultatele ar fi cel puțin alarmante. Oricând se poate desprinde o piatră care se poate rostogoli cu viteză peste turiști. De un astfel de sfârșit violent a avut parte și mama surorilor Gabor în urmă cu aproape 2 luni. Ieri Monica a postat un nou mesaj sfâșietor pe Facebook. Înțelegi moartea numai când se stinge o ființă iubită. În cazul surorilor Gabor a fost vorba de cea care le-a dat viață. Un bolovan s-a desprins de pe unul din versanți și a doborât-o pe Veronica Bulai. Dacă grupul de pelerini, că asta au fost atunci, a apucat să ajungă la poarta peșterii, de obicei ei vin pe jos, pentru că autocarele sunt lăsate la mănăstire. De aici, cu un 50 de metri, 100 de metri aval, și toată zona munte, deja au fost dinamitări. Experții au concluzionat că întreaga zonă reprezintă un pericol imens pentru trecători. Experții au stabilit că în Amonte și în Aval, pe o distanță de 50 de metri față de peștera Polovraj, există riscul de a se produce o tragedie în orice moment. După ce 20 de zile roca a fost supusă la fenomenul îngheț de zgheț în laboratoare, geologii au stabilit că aceasta se poate desprinde ușor de pe versant și poate să cadă oricând. Autoritățile nu au luat însă măsuri în acest sens. Există pericol în acest moment acolo? Păi, poate să existe, sigur. În condițiile care au rezultat din cercetările geomecanice, se pot întâmpla astfel de fenomene oricând. Pericolele care sunt, le știm și noi, care pot să apară oricând, dar după cazul acesta nefericit, nu am fost anunțați. Am fost anunțați să luăm măsuri. Am mai pus indicatoare, am pus de servicii pădurarii să anunță. E foarte greu de amenajat, de pus plasă, cum se zice. În primul rând trebuie fonduri, nu se poate face cu câteva sute de milioane lucrările acestea. Oamenii nu așteaptă însă ca autoritățile să asigure zona. Merg în continuare în pelerinaj la mănăstirea Polovrat și se roagă să aibă noroc. Asta e, cum ne-o fi norocul acum, ne e teamă. Dacă vii, îți asumi riscul. Peștera Polovrat pare însă un loc blestemat. La o lună după moartea mamei surorilor Gabor, un profesor de 43 de ani din Oradea a căzut în prăpastia din zonă în timp ce făcea o fotografie și a murit pe loc.